profesorul de istorie și geografie în societatea economică. Dați-mi voie să anunț componența prezidiului. Programul bănuiesc că l-ați primit și l-aveți și știți în mare, vom discuta pe parcurs alte probleme. În primul rând, din partea conducerii universității, vreau să vă informez că au apărut niște probleme urgente pe care universității noastre, domnul profesor Carinoros nu a putut veni, l-a delegat însă pe domnul Constantin Pecoiu, decanul Facultății de Științe Umaniste și unul din principalii beneficiari ai acestui proiect. Cunoașteți, nu? Sigur. Din partea OIPOSTRU, domnișoara Monica Bucureșteanu, din partea Serviciului Proiecte Europene, domnișoara doamna Smaranda Gabrielescu, de la UBT, de la partenerii noștri, Universitatea Constantin Brâncuș, domnul conferențiar doctor Liviu Neamțu și membru în Comisia Științifică, de la Silveco România ESA, domnișoara Irina Elena, de la Tehne, alt partener al nostru București, doamna lector doctor Simona Pele, și din partea Comisiei noastre Științifice, profesor doctor Dogaru Valentin, președintele acestei comisii. Sigur, ne aflăm la aproape finish-ul acestui proiect, foarte complicat, foarte complex și mare, putem spune și greu, dar cu e frumos, în așa de modificare. Acum, de data aceasta, eu sunt mai critic, de data aceasta voi luta. Toată ziua voi luta. De ce? Pentru că se apropie de sfârșit. Și apoi noi, bătrânii, avem un orizont de timp limitat. Și e bine să ne luptăm și să luptăm decât să ridicăm. Că apoi nu mai avem timp să ne luptăm. Un proiect care a cuprins în final, știți foarte bine, 22 de județe, inclusiv municipiul București. Ne-am bazat pe 100 de formatori din primele 12 județe, regiunile Sud Muntenia și Sud-Vest Muntenia. Am ajuns în final la peste 5.000 de cursanți, profesori de istorie, de geografie și învățători care predau în învățământul primar, istorie și geografia. Și după cunoștințele mele, cel puțin până în prezent, este singurul proiect, dacă nu cel mai mare lucru, care s-a finalizat. Știți foarte bine, e o bună tradiție românească, multe se nasc și foarte multe pierd. Este o asistență extrem de distinsă și încep cu mulțumiri, înainte de a da cuvântul colegilor de presidiu. Și aș mulțumi, în primul rând, conducerii Universității Valahia din Târgoviște, reprezentată astăzi prin domnul decan, care acum 3-4 ani, când am aplicat de acest proiect, a avut încredere în mine și în echipa care s-a format ulterior. Aș vrea să aduc mulțumiri Ministerului Educației Naționale, care ne-a ajutat cu pătrunderea în cele 22 de județe. E adevărat că am avut și probleme de date și de statistici, asta este altă problemă. Până ieri am avut confirmarea doamnei inspectoare Steluța Dan de la Minister de Geografie, domnului inspector de istorie, domnului Dorin Roșcan de la CFM, din păcate definitivatul și alte activități nu le-a permis să vină, oricum mulțumirile nu vor bine. În ordine vreau să mulțumesc OIPOSTRU. Avem o reprezentantă astăzi aici, domnișoara Monica Bucureșteanu, pentru sprijinul dat în limbajul de implementare, eu spun în dezvoltare, în realizarea acestui proiect. Fiecare societate are limbajul de la cel moscovit, suntem la cel Bruxelles, așa că nu trebuie să ne gândim. Fiecare societate are limbajul respectiv. Nu că-s nostalgic, dar parcă era mai realist și mai românesc. Vreau să mulțumesc de asemenea inspectoratelor școlare județene, 22 la număr. În această echipă am avut inclusiv între formatori inspector general din mai multe județe. Apoi, neapărat toate echipele de formatori au cuprins inspectorii de istorie și geografie din județele respective, metodiști și profesori care reprezintă cel puțin, așa am înțeles și mi s-a spus, cei mai buni profesori din județul respectiv. În aceeași ordine, trebuie să mulțumesc echipei de management. Acum, de data aceasta, e prima dată când îi public, de orice i-am publicat. A
aici ar trebui să facem mențiuni, din eleganță nu fac mențiuni pentru că s-ar supăra alții și alții renunț la nominalizări. De asemenea, să mulțumim echipei științifice cu care am avut abordări tovărășești. Când erau în întâlniri română-sovietice, știți foarte bine, și ieșeau de Scântei, comunicatul de-a doua zi de Scântei a spunea că a avut loc într-o atmosferă tovărășească. Vreau să vă spun, deja am avut întâlniri cu echipa științifică ale mele, sau terminat cu atmosferă tovărășească. De ce? Avem noi anumite probleme. Până la urmă ne-am adus la capăt, dar colaborarea a fost greoare. Nu spun despre valoarea intrinsecă ca membrilor comisiei, care este deosebită, dar colaborarea a fost dificilă. Și de asemenea, echipei tehnice a noastre, experților, inclusiv până la urmă de secretariat. În asemenea, dacă v-aș spune că două încăperi de jumătate din acest anumitate mi-au ocupat cu arhiva proiectului, au fost mii și mii de dosare, de hârtii și de documente, iar pentru profit de prezența domnișoarei Monica Bucureștean și am numărat într-o zi câte bibliografturi pleacă la ora cursare. Poate am înțeles vreo 25 de bibliografturi. La ultima ora cursare, dacă am numărat bine. Sperăm ca viitoarele proiecte, eu fiind foarte tânăr și optimist, să mai renunțăm la multele documente, doamne, și domnișoara. Da, da. Nu vă adresez doamne. Mulțumindu-vă pentru atenția care ați acordat-o. Aveți programul în față. Începem altă ziunile. Dau cuvântul reprezentantului, rectorului și conducerii, decanul Facultății de Științe Umaniste, profesor doctor, pe cui o să mai ales că soția de asta vreau să și spun că creștinul în geografie este pentru geografie în soția mea. Bună ziua tuturor! Pentru că astăzi sunt delegat aici și din partea rectorului, dar în același timp fiind și decan facultății de științe umaniste, unde funcționează și programul de geografie și programul de istorie. Vreau să vă transmit salutul rectorului nostru, domnul conferențiarul de stai, doctor Călin Coros, care din motive obiective nu poate să fie prezent astăzi la această manifestare a dumneavoastră și de asemenea salutul Consiliului de Administrație al Universității Valahia Mihai. În continuare vreau să felicit această echipă care a implementat acest program de formare continuă a profesorilor de istorie și geografie. Știu foarte bine că au fost și momente fericite și momente mai puțin fericite, dar iată că fiecare început are și un sfârșit. Și așa cum spunea după profesor, acest proiect se apropie de sfârșit, faptul că vă aflați la a doua manifestare legată de, mă rog, obiectul proiectului, spune mult. Felicit echipa de implementare pentru că în aceste momente grele, criză economică, trăim astăzi sindromul formelor fără fond, inițiată teoria aceasta a fost inițiată de Titu Maiorescu și preluată de Eminescu, mai dezvoltată de Eminescu și mai departe de economiști în zilele noastre. Această teorie spune că fiecare sector social, economic, politic, trebuie să dezvoltăm, să aducem noutate, adică să îmbrăcăm cu haine noi. Dar din nefericire trăim în această perioadă o etapă în care hainele sunt noi, dar le punem pe ceva inert, ca să nu spun chiar. Felicit, așa cum spuneam, și mă întorc la ceea ce spuneam puțin mai înainte. De ce? Pentru că la Târgoviște, prin acest proiect, istoria și geografia au devenit o familie pentru o perioadă scurtă de timp, dar mă gândesc în același timp la următorul aspect. V-ați cunoscut, ați făcut schimb de idei și din acest punct de vedere sper că istoria și geografia va rămâne în continuare o familie și că ceea ce s-a reușit prin acest proiect este benefic pentru învățământul românesc. În momentele astea de reformă a învățământului, este greu să înțelegem că trebuie să existe o simbioză între ceea ce înseamnă învățământul superior
și ceea ce înseamnă învățământul de universitate. Pentru că de foarte multe ori uităm acest lucru, că cei care se ocupă de teorie și metodică didactică în învățământul superior, nu, rare ori sunt întrebați de cei care vin din învățământul preuniversitar pentru ca să se pună de comun acord ce dorim noi să facem din viitorii profesori. Dar aceste lucruri sunt chestiuni de durată și probabil că în ultima instanță vom ajunge să înțelegem că această simbioză trebuie să existe. Este normal că atunci când vrem schimbare să ne schimbăm și noi și să înțelegem că această paradigma școlii noi există și nouă nu trebuie să ne fie frică să ne încrămăm la drum, cum se spune în termeni populari, adică să abordăm problema școlii noi dintr-o perspectivă modernă, la noi modernă, la alții este de mult modernă, să ne gândim că pedagogia comparată și didactica comparată este o formă clară de a dezvolta învățământul românesc și să ne gândim de asemenea că uneori, chiar dacă nu ajungem la vârful piramidei și am părtășit din experiența învățământului românesc, nu să ne considerăm în continuare că avem un sistem bine pus la punct, cu experiență, de la care și alții au de învățat. Din fericire, astăzi noi trebuie să ne pliem pe diferite programe, Bolonia și așa mai departe, n-avem ce face. Dar să nu uităm în același timp că și aceste programe vin cu idei noi și trebuie să ne pliem pe ele. Stimați colegi, am să închei prin a vă ura să zic o ședere plăcută astăzi, dacă doriți și mine, nu? Numai astăzi. Numai. Așa? Am înțeles că sunt colegi. Am înțeles că sunt colegi din zonele noastre mai îndepărtate. Deci, și să aveți posibilitatea ca, în urma schimbului de idei, să aduceți noul în ceea ce înseamnă învățământul de istorie și de geografie. Pentru că avem nevoie de amândouă. Avem nevoie de o istorie a românilor și nu de o istorie a României. Și avem nevoie de cunoștințe geografice. Geografia încă mai are multe de spus din punct de vedere cultural și de formare a individului. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Vă rog să-mi permiteți să-i vin la cuvânt pe domnișoara Monica Bucureșteanu din partea Coimbra. Ne aflăm aici, eu și colega mea, sunt una nouă colegă la o misiune de verificare la fața locului și domnul profesor ne-a invitat să participăm și la această conferință. Ne-am bucurat pentru că am avut posibilitatea să venim să participăm la această conferință. Am cunoscut proiectul încă de la prima cerere de rambursare, când a fost repartizat la noi. Am lucrat împreună cu o echipă extraordinară și am lucrat bine și sper că o să ducem la bun sfârșit acest proiect. Felicitări tuturor și ecouri nu am avut numai din partea domnilor de aici de la Valahia, ci a tuturor profesorilor implicați și inclusiv de la noi din județ. Fac mențiunea că sunt din Călăraș și am colegi din inspectorat care au participat cu entuziasm la acest proiect. Am văzut că proiectul a luat amploare pe parcurs, chiar dacă inițial a fost la început implementarea în trei regiuni, dacă nu greșesc. S-a extins, nu? Da. S-a extins în cinci regiuni de implementare și grupul țintă a crescut văzând cu ochii și acum înțeleg că și-au și depășit țintele. Sper ca și scriptic să fim... Vorbea domnul profesor despre minunatele documente, despre volum de documente care, mă rog, ne împiedică și pe unii pe alții, însă trebuie să demonstrăm ceea ce facem, să avem suport pentru ceea ce facem. Poate pe viitoarea perioadă de programare vom
avea un parcurs mai ușor, mai facil. Noi sperăm să nu fiți dezamăgiți și să participați în continuare la toate proiectele, să participați în toate lansările, să nu vă opriți aici. Ar fi păcat, așa cum ați început, ar fi păcat să nu continuați. Mai ales că n-a fost atins targetul, nu? Profesori încă mai sunt, doritori încă mai sunt, domenii de intervenție încă sunt lansate și atunci vă așteptăm cu mare drag. Proiectul a fost ok. Din punctul meu de vedere a fost un proiect care a mers bine, care și-a făcut